Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Raportul de Seară. Invitat în studio astăzi este un om, un politician întru toate original, cam singurul în această zonă care vorbește despre meseria de asistat, vorbește despre nevoia de un plan de țară și chiar de legi puerile. Exact, mai are și o sintagmă, domnia sa, pe care o folosește, cancerul societății. O să descoperim în cursul acestui dialog despre ce este vorba. Așadar, invitat în studio este domnul Adrian Arămescu, membru în Consiliul Local Municipal Suceava, din partea Partidului Național Liberal. Titlul emisiunii, consilierul Arămescu vorbește despre munca în administrație, dar evident și despre politica locală și națională. Bun regăsit, domnule consilier. Bună seara, domnul Ghinoz. Bună seara, stimați suceveni. Ce cu zâmbetul ăla? Mă gândeam, a spus raportul de țară. Raportul despre țară. Să vorbim și despre țară. Vom vorbi și despre unde, țară. Dar cine dă raportul? Unde astăzi, ne îndreptăm noi de țară? După 27 de ani. Asta este problema națiunii noastre. Încă mai căutăm drumul? Da. Noi suntem încă în întuneric. Și mi se pare că ni se cam stâng. Aia e o sintagmă folosită, luminița, au sâns luminița, au luat-o și au plecat cu tot cu luminița. Trebuie să fie prin Costa Rica. Prin Costa Rica? Da. Luat luminița și au plecat. Dar nu mai avem mineri. Cum o mai căutăm? Dacă trecem prin tuneluri, săpăm? Toți am ajuns mineri în tuneric. Da. Mulțumesc. Care au căutat lumina, au început să o caute cu muncă, cu sânge, în străinătate, domnul Chidoros. Da. Domnul consilier, cum am anunțat, vom vorbi și despre administrația publică locală, vom vorbi și despre politica românească care nu mai reușește, fără prin menajamente, nu? Real? N-a reușit. La ultima noastră întâlnire, da, atunci era guvernul 2, iată ne reîntâlnim după 6 luni, avem guvernul 3, PSD, La cifrele, unde se opresc la guverne? Păi asta vă întreb. Se opresc aici sau? Nu, merge. Mergem? Facem pe semestru sau? Că e bine pe semestru. Nu? Sau la trimestru? Ia gândiți-vă, dumneavoastră, domnul Chidoveț, dacă te apuci să faci un lucru, așa, îl duci până la 10%. După aia te apuci de altceva. După aia te apuci de altceva, cu alți oameni. Unde ajungi? Asta am făcut timp de 27 de ani. Nu e o rețetă bună? Da, rețeta e bună. Dacă nu ai un plan... Uh-huh. Nu e o direcție. Eu îmi propun să ajung acolo. Și dacă vine unul, păi hai să iau-o la stânga. Nu? Da. Aici nu vorbim de o persoană, vorbim de o națiune. Și? Asta ce denotă? Că nu avem politici. Irresponsabilitate. Nu. Noi suntem un popor. Trebuie să investim mai mult cu în cercetare. Să vă domnul... Să trebuie nu fim acuzați de fatalism și așa mai departe. Nu de fatalism, e realitate. Deci noi trebuie să investim în cercetare, în medicină, poate descoperim un medicament, știți? Da, și cum pentru specific nației române. Și care ar fi? Aveți deja, eu știu... Nu știu, nu s-a descoperit. Deci numai pentru nație. Și medicamentul ăsta unde se acționeze, domnul? La? Cap? Cap. Deci la cap, poate dă, găsește un liant, să nu ne mai urâm, să închegăm națiunea asta. Că nu există politicieni, PSD-iști, liberali, peremiști. Sunt preconcepuți să facă rău națiunii. Națiunea lor înseamnă doar familia lor și aia, slugile lor, șoferi, secretare și alte. Dumneavoastră băgat în acest legian... toată clasa politică, sunteți liberal și nu cred că tocmai dumneavoastră vreți rău. Domnul Chidoveț, deci au fost tentativii mai buni, dar s-au oprit și din partea liberală. Vreți să discutăm? V-am spus fără menajamente. Asta a fost înțelegerea. Nu mă îndoiam că discuția va fi... Dumneavoastră v-a plăcut asta, cum îi zice, atitudinea care au luat-o toate clasa politică față de Daniel Zamfir? Știu că vă doare acest lucru. Da, a fost înlăturat din deci comisiei. Un om economist care a spus adevăr, pierdem autobenzi în fiecare an. Câte o autobandă? Cum ar fi Giurgiu Siret? Zeci de milioane. Și ce a spus? El în cine a lovit? Națiuni. Poftim? În cine a lovit? În multinaționale. Nu l-au dat. Multinaționale fac jocul și noi stăm și asistăm așa sperând.
Ce este speranța, domnul? Prin cine au lucrat multinaționale? Ce este speranța? Domnul consilier, prin cine au lucrat multinaționale? Nu dăm vina. Speranța vinile a ajuns acum. Da, vina se împarte. Un da? Viciu al lașității da. Și a prostii. La deci nivelul? Asta a ajuns. Deci speranța fără luptă și fără voință de a face ceva este zero. Mori odată cu ea. Asta se va întâmpla și cu poporul ăsta al nostru. Va muri. Deci, alături de speranță, punem și munca. Osul la muncă. Da. Deci osul la muncă și voi, deci vreau să precizez, noi trebuie să investim în educație, să știi poporul ăsta ce vrea. Da, hai să ne întoarcem acasă. Acasă. Discutăm, luăm prima pauză de publicitate, prima parte este mai scurtă din emisiune. Ați participat, ați înghețat, dar totuși ați trăit momentele frumoase, da, sâmbătă 10 februarie la Cetatea de Scaun, Cetatea lui Ștefan cel Mare. Bine, ia un eveniment de altfel foarte frumos. 630 de ani la prima testare. Asta e bine că să avem astfel de evenimente la nivel local și la nivel de țară, e foarte bine. Mai dai un firicel, aș spune eu, de speranță națiunii. Dar iarăși mă întorc. Dacă nu e atitudine poporul, să știi ce vrea. Domnul Ghidovăț, cum vi s-a părut dumneavoastră întâlnirea asta sau festivitatea asta de aducerea amintii despre înaintașe, despre istoria noastră, când nu s-au prezentat anumiți politicieni? Nu era o festivitate a unui individ de la un partid. Era al localității. Acolo trebuia să fie toți politicienii, toți reprezentanții comunității. Sucedeni, al județului. Toți trebuia să fie acolo. Vă referiți la, și cu la colegii unitate. Dumneavoastră din PSD ALDE, da? Care toți, nu contează. Și de la noi, de la PSD au găsit. Era un moment în care toți trebuia să fie prezenți acolo. Și mai mult ca atât. Domnul Chidu. Vă rog. Dacă tot ați spus problema așa. Vedeți dumneavoastră când merg europarlamentare noștri acolo și bârfesc statul român. Dom'le, avem ceva de discutat pe principii constructive, spălăm rufile acasă la noi. Nu la Uniunea Europeană. Tu te duci acolo și spune, da, noi suntem hoți și după aia vrei să-ți dea bani europeni, fonduri. Cum să-ți dai eu ție dacă tu ești hoț, mă? Păi ăla nu face asta cu un de serviciu poporului român? Și ce trebuie să facem cu ei? Acolo când mergi, mergi ca un tot unitar. Nu ai culoare politică. S-a demonstrat că nu prea au ideologie niciunul. Deci tu reprezinți România. Acolo te duci, apropo de evenimentul ăsta, și promovezi istoria și înaintea și comunități și a țării. Avem de ajuns. Uitați-vă. Ștefan cel Mare. Nu este un reprezentant? Da, le spui europenilor. Te duci acolo și spui, da, mă, Ștefan cel Mare a stat cu brații de oțel și a apărat la poarta Europei ca voi să vă dezvoltați. Noi avem meritul să fim în Europa. Acum tot stăm la porțile Europei. Pentru asta trebuie. Noi v-am ajutat atunci, trebuie să ne ajutați acum. Bun. Este adevărat? Pe când aici s-au măcinat secole de-a rândul, așa au murit milioane de oameni, ei s-au dezvoltat, trebuie să țină cont de chestiunea asta. Dar pentru asta, noi trebuie să le-o spunem. Este adevărat? Bun, aș putea să gândesc așa, domnul ca să Ghidovăț, accept. Polonii, pe timpul Ștefan cel Mare, dădeau o anumită sumă de bani pentru armată ca să fie apărați. Și alte state. Și Ștefan nostru stătea și ținea pept. Acum, dacă noi suntem, nu contează. Bun. Asta trebuie să noi, fie asta același. Sugerăm noi, asta simțim noi sau spune istoria? Spune istoria. Nu, istoria spune, dar noi trebuie să le-o aducem în fața europenilor. Da, mă, locul nostru este aici. Că noi am fost poarta de intrare care v-am stat și v-am apărat. Dacă voi sunteți mai dezvoltat acum, sunteți datorită și la intașilor noștri. Și pentru asta trebuie să respectați poporul român și trebuie să-l includeți în comunitatea voastră europeană. Păi dar noi trimitem oameni care nu ne respectă pe noi, pe cei de acasă. Trimitem oamenii noștri. Despre asta vorbim. Da? Ce trebuie făcut în situația? Ce ar trebui să li se întâmple educație, acelor cetățeni europarlamentari români? Ce ar putea să se întâmple? Cu grijă, domnul consilier, cu grijă. Nu pot să spun ce ar trebui să se întâmple. Așa. Deci ar trebui schimbată legislația. Ăla care, în primul rând, așa este normal, ăla care aduce un deserviciu, nu unei singure persoane, unei națiuni, ăla trebuie să fie pedepsit mult mai tare ca orice infracțiune ar face.
Că face atac la poporul român. Domnul... Vă dați seama, la nivel european, nivel economic, cam ce de servicii, când spui tu acolo, te duci, păi la noi toți sunt hoți. Ăla îți mai dă fonduri europene? Da. Domnul consilier, Polonia, guvernul Poloniei, da? Este în clinci, un clinci sever, ca să spun așa, cu președintele Comisiei Europene, domnul Donald Tusk. Și acolo sunt partide, o grămadă, presa împărțită și ea. Dar în, în această dispută, toată presa, 95%, ține partea guvernului Poloniei. Domnul Ghidon, europarlamentarii, din medicamentul ăla, care să modifice polonez. Ceva la noi, la cap, la toată națiunea, ca să fim mai uniți și să... Unitate, ce înseamnă unitatea? De ce nu putem fi uniți? Unitatea înseamnă putere. Da. Înseamnă reprezentare la nimeni. Bun, deci văd că știm interes. Foarte bine ce înseamnă. Domnul, hai să vorbim direct. Fiecare stat are interese Uniunea Europeană. Da. Și el, ce interes are? Să ducă cât mai mulți bani la țara lui, să dezvolte cât mai mult. Ai noștri ce interes au? Acolo decât să bârfească statul și între ei. Domnule, ei trebuie să meargă într-o echipă. Acolo nu mai ești PSD, liberal, nu mai ești. Ești român, reprezinți România. Joci cartea României. Deci asta este scopul. Noi asta trebuie să înțelegem. De asta am spus medicamentul ăla. Dacă s-ar descoperi strict pentru popor. Tot aia ce fac acolo? Stau păi nu stați așa un pic. De ce medicament? De dacă vreau să spus că educația deci, este de fapt educația mai sfântă. Și educația ar fi mai sfântă. Este de lungă durată. Educația este mai importantă decât sănătatea, domnul. Deci un om dacă este educat, atunci el știe că vrea, prin educație, știe că trebuie să fii și sănătos. Are și pretenții. Vrea și autobenzi. Vrea economie. Dar dacă nu investești în educație? Gândiți-vă, se spune că poporul lui Israel conduce oamenii. De ce? Au pus bazele școlii în anul 600 înainte de Hristos. Da? Ăla deștept nu dă cu sapă. Știți? Ăla face mașini. Și prășește mașină. Da. Da. Și el are timp să gândească. Când îți ocupi lucru cu timpul cu lucru, nu mai ai timp să gândești. Auziți, dacă el n-avea un tei frumos, eu știu ce, un brad frumos, unde să stea la umbră și să scrie poezie, să mai dragă, evident, avea numai piatră, ce zic, trebuie să mă apuc de treabă, că să-mi rup gâtul, că altfel mă stau la soare. Domnul, mă... ți-am spus de 630 de ani, da, de la atestarea documentară a societății. Deci, noi... să trecem în revistă și evenimentele care au trecut peste noi, aici la răscrucii de drumuri. Dar asta nu ar fi cel mai temenic motiv să spune că suntem săraci. Deci lașitatea este mai gravă decât prostia. Ne vom întoarce la lașitate și la prostie, doamnelor și domnilor, în accepțiunea domnului consilier Adrian Arămescu, dar imediat după pauza de publicitate.